Adevărul gol-goluț, scrisă de Ioana Chicet Macoveiciuc. Capitolul Salut, copilașule, vrei să fim prieteni? Într-o dimineață, mami, Evi și Purcelul au pornit prin oraș să rezolve diverse treburi. Mami trebuia să trimită un pachet la poștă pentru bunica lui Evi, care locuia în alt oraș departe. Evi trebuia să mănânce un covric de la colț, iar Purcelus trebuia să atârne de mâna lui Evi, vorbind în continuu despre orice și cerșind o bucată de covric cu susan. Au ajuns repede la poștă. Acolo, cât mama scria niște hârtii pentru doamna în uniformă, Evi s-a așezat pe o băncuță lângă geam, mestecând covrigul cald, iar porcușorul stătea în poala lui culegând cu limba susanul care îi pica din mâna lui Evi direct în cap. La un moment dat, de ei s-au apropiat un domn. S-a plecat deasupra lor și a început să vorbească în șoaptă cu Evi. Salut! Ce copil simpatic! Îmi dai mie covrigul tău? Purcelul s-a uitat urât la domnul acesta. Ce nepoliticos să, din partea lui să ceară mâncare de la un necunoscut. Așa ceva nu se face. Evi nici nu l-a băgat în seamă. S-a uitat mai departe pe geam și a mușcat cu poftă din covrig. Atunci domnul s-a apropiat și mai tare de Evi și a spus: Dar dacă îți dau o bomboană, ai vrea să-mi dai și tu mie din covrigul tău? Să ne împrietenim puțin? Purcelus i-a spus lui Evi la ureche: Domnul acesta e ciudat, eu zic să o chem pe mami. Evi a făcut cu ochiul, apoi i-a spus domnului cu voce tare să-l audă toată lumea de acolo și mai ales mami: Vă rog să nu vă supărați, dar mama m-a învățat să nu vorbesc cu persoane străine. Puteți să-i spuneți ei ce voiați să-mi spuneți mie. La revedere! Bravo, Evi! I-a strâns Purcelus mâna cu codița lui împârligată. Foarte bine i-ai spus! Oamenii mari străini nu trebuie să discute cu copiii dacă ei nu vor și dacă mami nu e acolo. Acum zi, îmi dai și mie din covrigul ăla? Groh! Capitolul Pot să-ți dau o îmbrățișare? Purcelus stătea înghesuit în geanta lui mami între o agendă mare și o sticluță cu parfum. Doar botul îi ieșea afară roz și umed. Era cald și bine acolo, geanta se legăna, aproape că adormise, când dintr-o dată a auzit voci de copii. Evi alerga spre mama lui în timp ce colegii lui de grădiniță îi spuneau: La revedere! Pa, Evi! Weekend plăcut! Ne vedem luni! Mami și Evi s-au îmbrățișat strâns, storcindu-l pe Purcelus între ei. Guiț! A strigat el sugrumat. Uf, ne scuzi, Purcelușule, nu am vrut să te facem clătită! Și-a cerut iertare mami. Nu e o problemă, că mie îmi plac îmbrățișările, a spus porcușorul, pipăindu-și burta și coada să se asigure că au rămas întregi și rotunde. Mie nu-mi prea plac, a zis Evi. E rău că nu-mi plac. Nu, iubitule, te îmbrățișez doar cu cine vrei tu. Când vrei tu, l-a mângâiat mami pe cap. Colegii de la grădiniță vor mereu să ne îmbrățișăm, dar eu nu vreau, nu-mi place și nici să mă pup nu-mi place. Doar cu tine îmi place să mă pup, mami, a mai spus Evi și s-a lipit de fusta mamei. Guieți și cu mine nu? S-a auzit iar vocea grohăitoare din geantă. Nici mie nu-mi plăcea să mă atingă alți oameni când eram copil, spune mami, iar lui tati nu-i place nici acum. Și nu e nicio problemă, puiule. E corpul tău, tu hotărăști ce faci cu el. Când nu vrei să fii atins, pui, te rog să nu te superi, dar nu-mi place să mă îmbrățișeze cineva. Și gata? A întrebat Evi, nevenindu-i să creadă. Guiți! A încuviințat și Purcelul. Mă bucur, mami, acum sunt liniștit. E corpul meu, eu spun nu când vreau. Îmi place regula asta. Exact așa. Și mai e ceva. Când altcineva îți spune ție nu, adică nu vrea să fie atins sau pupat,
Tu trebuie să nu insiști și să-i respecti dorința. Normal, că nici mie nu mi-ar plăcea să spun nu și ei tot să mă pupe, a zis Evi. Ești un copil grozav, a mai spus mami. Groh, se aude din geantă. Corpul meu spune că ar mânca bucuros niște pizza. Evi și mami au izbucnit în râs. Au plecat împreună în oraș după ce l-au instalat pe Purcelus pe bancheta din spate a mașinii, bine prinsă în centură. Purcelul roz mirosea tot a parfumul dulce al lui mami. Sfârșit.